Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. Astăzi o să facem împreună somon glazurat la cuptor cu piure de mazăre. Este o rețetă extrem de sănătoasă, delicioasă și gata foarte repede. Dacă veniți obosiți de la serviciu, cina este gata în 15-20 de minute sau dacă aveți prânzul în familie, iarăși este o rețetă care se pregătește foarte, foarte repede. Deci, haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Pentru somonul glazurat vom avea nevoie de somon, bineînțeles, acum cantitatea variază în funcție de câte porții doriți să faceți, dar noi astăzi vom face două porții, deci avem 300 de grame de somon, adică 150 de grame de fiecare. Apoi îl vom asezona cu tot felul de bunătăți și anume vom avea nevoie de o lingură de unt topit, o linguriță de miere, câteva frunzulițe de mentă, pot fi proaspete sau uscate, 2 căței de usturoi, câteva feliuțe de lămâie și busuioc proaspăt ca să urnăm. Dar puteți alege și altfel de verdeață. Și tot la cuptor vor merge și câteva roșii sherry alături de somonul nostru, dar acestea sunt opționale, le folosim pentru că arată bine și sunt gustoase. Iar pentru piureul de mazăre, e atât de bun. Bun, a trebuit să menționez. O să avem nevoie de 350 de grame de mazăre congelată, 200 de ml de lapte, 25 de grame de unt și asezonăm cu sare și piper. Cam atât. Totul se face extrem, extrem de ușor. Haideți să ne apucăm de treabă. Mai întâi vom pune mazărea la fiert. Eu deja am pus un vas cu apă pe foc și apa mea fierbe. Adăugăm mazărea și o lăsăm acolo pentru 15-20 de minute. Nu mai avem treabă cu ea, ne ocupăm de somon. Acum o să ne ocupăm de somon și anume voi curăța 2 căței de usturoi, îi mărunțesc, îi amestec cu lingura de unt topit, cu lingurița de miere, tai și frunzele de mentă proaspete și apoi asta o să turnăm peste pește. Și, bine că mi-ați amintit, somonul vine la cuptor, deci punem cuptorul la încălzit. Vom asezona somonul cu sare și piper, în funcție de gust, iar apoi adăugăm amestecul pe care l-am pregătit. Excelent! Și la final venim cu feliuțele de lămâie. Transferăm somonul în tavă, așa, și acum vom veni cu feliuțele de lămâie pe care le tăiem. Mai adaug și ce mi-a rămas aici, nu trebuie pierdut acest sos, că e foarte bun, nu risipim nimic. Peștele este gata să meargă la cuptor, unde va sta pentru 20 de minute la 180 de grade. Somonul e la cuptor, începe să se rumenească, arată foarte bine, mazărea a fiert și acum e momentul potrivit în care scurgem apa de la mazăre și ne apucăm să facem piureul. Am pus untul peste mazăre ca să se topească. Voi asezona cu sare și piper și apoi voi adăuga laptele și dăm totul la blender.
Și mai am să vă zic că aici puteți să vă jucați puțin cu cantitatea de lapte în funcție de consistența dorită. Somonul e gata și piureul de asemenea. Trebuie doar să mai asamblăm farfuria și apoi să savurăm. Toată lumea este nerăbdătoare, suntem tare înfometați și miroase și arată atât de bine încât nu ne mai putem abține. Hai repede cu fotografiile și gata! Cheers, dragilor! Cina este gata, poftiți la masă! Am făcut somon glazurat cu piure de mazăre. Dacă o să vă placă și această rețetă, bineînțeles că vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez și nu uitați, împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Ne vedem data viitoare! Poftă bună!